sunt partea acestei asociații sau care intenționează să asocieze, sunt deja în discuții cu concesionari privați a rețelelor de gaze, care, făcând niște calcule de rentabilitate, este foarte posibil și probabil ca într-un an de zile să semneze contracte de asociere, să facă aceste studii, documentații, cercetări și așa mai departe, pe cheltuiala lor, tocmai pentru că sunt interesanți consumatorii pe care îi pot afecta. Și în acest fel se va întâmpla ca noi, în asociații cu primăriile care nu sunt neapărat rentabile pentru niște privați să vină să investească acolo, să ne trezim într-un cerc vicios în care conductele de gaz sunt foarte departe, costurile sunt foarte mari, rentabilitatea este scăzută și s-ar putea ca niciodată să nu se mai... Niciodată sau depinde cum va evolua județul ăsta, într-un termen mediu, să nu se poată semna un contract care să și merite din punct de vedere economic să fie semnat și să facă această rețea. Pentru ATU-ul respectiv. Pentru o efectă de rentabil. Exact. De aceasta facem un proiect integral. Cei rentabili în 12 luni, din informațiile pe care le-am în discuții primare, probabil că vor semna contracte de asociere individual. Și atunci vor putea să-și ia gazul singur de rețea. Cei care sunt rentabili, cei care nu sunt rentabili, vor rămâne în asociații și noi vom rămâne cu cei rentabili, iar dumneavoastră și ca reprezentant al Consiliului Județean, indiferent ce discuție ați avut la Transgaz, când stăci un privat și vine, face studiu, plătește, bun, lucruri să mișcă mult mai repede. Deci noi ne vom trezi într-o asociație care nu va avea niciun obiect. Doar că se vor crea niște funcții acolo, plătite cu sume destul de importante, unde vor fi puși tot probabil niște membri PSD, că se întâmplă în perioada asta în care PSD-ul nu mai are majoritate, și noi vrem să prevenim această chestie.